După ce David Popovici a luat 2 medalii de aur la înot, tot mai mulți români au descoperit beneficiile apei. Și cum nu poți să ai la sat bazin de înot, tot mai mulți români care locuiesc la sat și-au cumpărat piscine gonflabile. Iată aici în această imagine un român care a șocat pe toți pe site-ul 9gag. S-a gândit să facă baie într-o piscină gonflabilă cu tot cu cal. Bă, nu înțeleg cum naiba a încăput acolo animalul, bă. Mă refer la cal, fără să spargă piscina gonflabilă. Acum să analizăm un pic imaginea, detaliile. Uitați-vă unde și-a lăsat acest cetățean șlapii, la 2 metri de piscină, bă. Probabil că miroseau așa de tare că s-a gândit să nu se sperie calul. Și mai încolo, uitați-vă, are și o bicicletă. Probabil că am împrumutat-o de la cineva, pentru copii, că e și cam mică. Oricum, bă, când ai cal, pentru ce ți-ar mai trebui o bicicletă? Și bă, ia uitați-vă aici. Căputul-i deschis, bă. Deci oricine trece pe stradă îl poate vedea pe ăsta aici cu calul. Vă dați seama, mergi pe stradă, e o ușă deschisă și îl vezi pe unul cu calul făcând baie. Îți dai seama că-ți trec tot felul de gânduri în cap, îți faci cruce să vezi așa ceva. Această imagine ar trebui publicată la Discovery Channel sau la Animal Planet sau la History Channel ca material de studiu antropologic. Uitați-vă la omul nostru, e zâmbitor, se simte bine, n-are treabă. Asta vă recomand și eu, bă. A venit vara, e vreme bună afară, simțiți-vă bine, stați cât mai mult afară, luați exemplu acestui cetățean. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal.